La 16 octombrie 1978, cardinalul polonez Karol Wojtyla era ales papa al Bisericii Catolice, episcop al Romei și suveran al Vaticanului. Pontificatul său, unul dintre cele mai lungi, de 26 de ani, este considerat al treilea din istoria catolicilor, iar papa Ioan Paul al II-lea devine, după pontificat, primul papă de altă religie decât cea italiană, de la papa Adrian al VI-lea, adică din 1522 încoace. La 13 mai 1981, la nici 3 ani de la înscăunare, pe când dorea să-i salute pe credincioșii adunați în piața Sfântul Petru, papa Paul al II-lea este rănit prin împușcare de un oarecare Mehmed Ali Agca, care, din fericire, nu-și duce criminalul gest la capăt. La începutul pontificatului papei Ioan Paul al II-lea, Sfântul Scaun avea relații diplomatice cu 84 de state, iar până în 2003 numărul țărilor ce relaționează cu Vaticanul crește la 172. În mai 1999, suveranul pontif vizitează și România, primit fiind de Patriarhul Teoptist și președintele României de atunci, Emil Constantinescu. Pentru momentele intense pe care le-am trăit, invoc acum prin mijlocirea fericitului Ieremia Valahul, carul Domnului peste voi toți și cu mare afecțiune vă binecuvântez. Deși asupra suveranului Vaticanului s-au mai înregistrat tentative de asasinat, precum cea din mai 1982 în timpul unei vizite în Portugalia, sau a acelei anihilată din fașă de poliția politică din Venezuela, ori a celei stopată de poliția filipineză în 1995, papa Ioan Paul al II-lea și-a încheiat pontificatul după 26 de ani. Decesul survenind pe 2 aprilie 2005 ca urmare a unei septicemii și a unui colaps cardiopulmonar ireversibil agravat de boala Parkinson de care suferea. Suveranul de la Roma avea 85 de ani.